Crybabies. Lumea plină de mie și aventurilor magice. Crybabies. Crystal este bolnavă. Trebuie să fie aici. Crystal spunea mereu că are o casă specială. Ei bine, pentru mine arată toate la fel. Bună, fetelor! Știi cumva unde locuiește Crystal? Vrem să o vizităm pentru că este bolnavă. Sigur! Să mergem împreună! Casa ei este puțin mai la deal. Taram! Este super! Îmi place! Este ca un cristal! Bună! Crystal este acasă? Crystal, ce faci? Ți-am adus un cadou. Mulțumesc! Cu toate că acum nu prea simt că aș înnota. Să-ți luăm temperatura. Ai febră! Cu un prosop umed, febra va trece. Bum, bum, bum. Inima-ți bate cu 100 de bătăi pe oră. Wow, ce de bubițe! Arăți ca o paelia. Are nevoie de o injecție. Nu, nu, mă simt mai bine. Hei, ce caută o maimuță aici? Maimuță? Eu nu văd nicio maimuță. Îmi dai o nucă de cocos din acel palmier? Maimuțico, dă-mi o nucă de cocos. Dă-te jos de acolo, ce faci? Are temperatură. Delirează și are pupițe. Este febra zăpezii. Nu trebuie să ne facem griji. În 2 ore totul va fi în regulă. Lua-o cumva în casă? Nu, se topește acoperișul. Oh, îți mulțumesc, maimuțico. Crystal are temperatură. Trebuie să se vindece sau casa ei se va topi. Am încercat totul. Trebuie să așteptăm până se face bine. Nu vă panicați. O să-i prepar de grabă un ceai. Sunt sigură că se va simți mai bine. Aveți alte idei? Și dacă... Nu, nu am nicio idee. Să o așezăm jos. Ce-ar fi să suflăm toate? Ce mai multe prietenoase! O să vezi, este ceaiul tău special. Vindecă toate bolile. Mulțumesc pentru cocos, maimuțico! Ceaiul este prea fierbinte. Trebuie să răcim casa acum. Oh, știu! Îl folosesc la sania mea ca să mergem mai repede. Pare că funcționează. Nu vreau să mă dau un carusel acum. Sunt amețită. Casa se topește chiar și cu ventilator. Ce idee bună! Repede! Trebuie să acoperim tot iglul! Sunt foarte obosită! Mă dor până și cornițele! A? Sunteți încă aici! Mulțumesc! Mă simt mai bine! Lasă-mă să verific! Oh, în sfârșit temperatura ta a scăzut. Ce zici de un masaj? Dar de o prăjitură? Sau de o poveste? Nu mai vreau să dorm. Hei, ce este cu această gheață? Ai avut temperatura mare și casa a început să se topească. Așa că am acoperit-o cu gheață. A fost ideea lui Snowy. Oh, dragilor, sunteți geniali. Nu doar ați avut grijă de mine, mi-ați salvat și casa. Wow! Este super! Da! Ura! Oh, nu! Wow!
înghețată! Wow! Vreau să-l gust! Atenție, Bruni! Oh, tu nu poți înnota! Wow! Vin, vin! Rim! Să oprim timpul! Să pornim timpul! Ești foarte agilă! Mi-aș fi dorit și eu să fiu la fel! Bah, nu ai nevoie! Tu oprești timpul! Mi-aș fi dorit să fiu ca tine! Wow, ce-a fost asta? Norul se topește! Apropo, Tina spunea să nu ne jucăm cu norii! Au puteri magice! Da, poveștile tine! Noapte bună, Rim! Sper să visez în curcubeu trambulină! Aleiup! Nu este nimic ca patul meu. Bună dimineața, Bru! Rim, ha! Părul meu roz și vocea? Asta nu este casa mea! Asta nu sunt eu! Corpul meu s-a schimbat cu al lui Trini! Unde mi-e corpul? Este Bruni. Tina! Este oribil! Eu sunt Bruni și eu sunt Dreamy. Nu este posibil. Cum ați schimbat corpurile? Și cum de nu am văzut? I-am spus ieri că vreau să fiu ca ea. Și eu ca ea. Doar spunând vreau să fiu ca tine? Ei bine, atunci vreau să fiu o pernă. Au înghețat un nor? V-am spus să nu vă jucați cu norii. Au puteri magice. O să investighez. Oh, și până atunci va trebui să trăim în corpul celuilalt. Bună. Poftim, Dreamy. Știu că-ți plac covrigi. Hei, nu. Dreamy sunt eu. Nu mă crezi? Uite-te la asta. Covrigi de înghețată. Mi-am pierdut și puterile de a face înghețată. Sunt ai mei. Deci, pot să fac singură? Oh, este una micuță. N-am nicio idee ce se întâmplă. Am oprit timpul pentru o secundă. Avem multe de învățat. Haide! Ha? Ce s-a întâmplat? Stai puțin. Și covrigii mei? Auci! 6, 7, 8, 9. Și 10. Te-am găsit. A fost foarte ușor. Bruni, ești bine? Nu sunt Bruni, sunt Dreamy. Și acest corp neîndemânatic este al lui Bruni. Corpul meu face asta? Wow, minunat! Obișnuiam să fac... Ador să fiu agilă! Hei, fetelor! Știu cum vă puteți recapăta corpurile. Trebuie să stați sub nor. Vă țineți de mână și spuneți: fiecare fantasy aparține corpului ei. Și așa trebuie să fie zilnic. Super! Vreau înapoi în corpul meu. Dar îmi pare rău, Dream. Nu vreau să fiu nepricepută iarăși. Bruni, stai! Trebuie să vorbesc cu tine. Auci! Wow, aproape-ai căzut. Poftim, niște înghețată. Te face să te simți mai bine. Te rog, Bruni, dăm corpul înapoi. Ok, o să ți-l dau înapoi. Sunt obișnuită să fiu nepricepută. Iartă-mă că am fost egoistă. Îmi place așa cum ești. Cea mai bună prietenă din lume. Fiecare fantasy aparține corpului ei. Și așa trebuie să fie zilnic. Wow! Chiar sunt eu. Mi-ai lipsit foarte mult și mie. Fantasy Magic Tier! Wow! Ha? Yupi! Mi-ar plăcea să fiu ca tine. Fantasy!
facem multe lucruri împreună. O să vezi. Ești foarte amuzantă. Vorbești cu o floare. Hei! Este foarte sensibilă. Te-a speriat, draga mea floricică? Te-a speriat, draga mea floricică? Mua, mua, mua. Ce se întâmplă? Dina mereu râde de mine. Mereu faci la fel. Toată ziua cu floricica ta. Recunoaște, nu poți trăi fără ea. Ei bine, ce spui de tine și de hornul tău? Sau de scut? Nu este la fel. Hornul meu este mai distractiv, iar scutul strălucește. Pot trăi foarte bine și fără ele. Nu ca tine și floarea ta. O, da, pot trăi fără floare și eu. Ok, ok, ok. De ce nu încercați asta? Acestea sunt regulile. Timp de o săptămână, Rizi și Didi vor păzi lucrurile pentru ca voi să stați fără ele. Cine rezistă mai mult, va câștiga! Dacă Rozi câștigă, îți dau balonașele mele. Îți dau covrigul meu dacă va câștiga Dina. Am o viziune. Câștigător va fi cel care nu pierde, iar cel care va pierde, nu va câștiga. Oh, ce tare! Asta a fost magie! Să înceapă concursul! Prima zi fără lucruri! Bună, copăcelule! Ce mai faci? Oh, floarea mea este mai prietenoasă. Uite, un tufiș! Tu ce mai faci? Este așa liniște aici. Bună, bună! Nici nu pot striga. Totul ar fi mult mai vesel cu hornul meu. Cum te descurci? Îți lipsesc lucrurile, nu-i așa? Mie chiar nu-mi lipsesc. Despre ce lucruri vorbești? Nici nu mi-amintesc de floare, horn sau altele. Oh, foarte bine! Continuă tot așa. De asemenea, Dina, mi-a făcut plăcere să te văd. Mă întreb ce face floarea mea. Mereu îi citeam povești la culcare. Dacă nu cânt un cântecel la horn, nu pot să adorm. Ziua 2 fără lucruri. Bună! Cum vă descurcați? Este foarte cald azi, nu? Bună! Ha? Dina, ce faci aici? Nimic! Mă plimbam și mi-am zis. Merg să văd ce fac Rizi și Didi. Da, și eu. Hei, vă supărați dacă îmi verific hornul? Oh, da, și eu vreau să verific. Asta nu poate rămâne așa. Nu mă interesează dacă pierd acest concurs. Îmi vreau floarea și cornițele luminoase. Îmi vreau hornul și scutul. Ha? Avem nevoie de un plan. Misiunea noastră este să ne furișăm în peșteră și să ne luăm lucrurile fără să fim văzute. Cum o să fac asta? O să mă îmbrac ca un băiat cu pizza și o să le duc lui Rizi și Didi o pizza gustoasă. Nu vor rezista. Între timp, tu te folosești de diversiune ca să deschizi cufărul și să iei lucrurile noastre magice. Este planul perfect! Wow, wow, wow! Ce? Este gol! Nu! Dați-mi floarea înapoi! Și pizza! Vreau lucrurile mele magice! Wow! Nu putem trăi fără ele! De fapt, semănăm foarte mult. Da, nu putem trăi fără lucrurile care ne fac fericite. Fantasy Magicie! Wow! Wow! Da! Din fericire, niciuna din ele nu a câștigat.
Fântâna magică defectă. Oh, Dina, mereu faci glume. Globul tine este foarte drăguț. Asta înseamnă că vom avea o zi frumoasă. Aha, uite-te la asta. Avem o vizită cu ghid turistic. Vedeți, asta este un geyser. Trebuie să-l supraveghez în fiecare zi. De ce? Pentru că geyserul este conectat la fântâna Magic Tears. Dacă se întâmplă ceva cu geyserul, fântâna magică se va opri. Muntele Fantasy va dispărea. Vă puteți imagina? Wow! Ar fi o catastrofă. Ești foarte importantă. Știu. Urmați-mă. Vă voi da autograf mai târziu. Albastru deschis, cu albastru deschis și albastru închis. Lăsați-mi în gelate! Ha-ha, foarte amuzant! O să-ți bat recordul! 1, 2, 3, atenție! Nu mai contează! O să-l curăț cu... Missy, super aspirator! Nu, Bruni! Aspiratorul este puternic! Mai știi data trecută? Relaxează-te! Am totul sub control! Nu! Uite ce ai făcut! Ar trebui să vă jucați în altă parte, ok? Așa este, jucați-vă cu mingiuța! Este ciudat, nu-i așa? Ok, să mergem să ne jucăm în altă parte. Ce s-a întâmplat? Fântâna nu mai funcționează. Globul meu! Se întâmplă ceva ciudat. Hei, priviți asta! Pare că fântâna este blocată. Poate o repar cu degetul. Dar dacă era ceva serios, Dina ne anunța cu hornul ei. Atenție! 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 Se întâmplă ceva! Auci! Brațul meu... Este blocat! Bruni, ajutor! Ce-ați făcut? M-am blocat! Parcă cineva mă trage în partea cealaltă! Prim și Corny au blocat geyserul cu mingea! Ce? Iar ați stricat lucrurile? Și acum ce? Nu o putem lăsa pe Jessie așa. Știu, să transformăm fântâna în înghețată și să-i scoatem brațul. Bună idee! Da! Nu funcționează. Este bun așa. Sunt încă blocat aici. Oh, ok, să tragem mai tare. Am o idee. Stai, Bruni, nu pleca.
un caz curios pentru Cami. Cami! Cami! Unde ești? Bună! Mai speriant! La fel de fiecare dată. Îmi pare rău. Mă distrează fața ta. Ce s-a întâmplat? Nu o găsim pe Lady și Lulu este foarte tristă. Nu știm unde să o mai căutăm. Asta sună ca un caz pentru detectiva Cami. Pe aici, pe aici. Wow! Mă gândesc că este vata de zahăr chiar în fața casei lui Lady. Asta înseamnă un singur lucru, că Lady este în parc. Nu, Lucy? Vata? Nori? Este în muntele Fantasy. Să mergem! Inimă cu aripioare. Vreau să merg în partea cealaltă. Un pas aici, unul acolo și portalul către Fantasy se va deschide. Este minunat! Trebuie să o căutăm pe Lady. Nu trebuie să atragem atenția. Hei, nu este corect. Nu știu cum să fac. Este lumea Fantasy. Poți face ce vrei. Au! Au! Îmi este foarte foame. Miroase ca cele din Veli. Cele din Veli sunt cele mai bune. Mă întreb dacă sunt la fel. Încerc eu una. Cea care miroase cel mai bine lipsește și trebuie să o prăjim. Veli? Gustat? Prăjit? Lady! Au transformat-o pe Lady în vată de zahăr. Ce o vor mânca? Trebuie să o găsim acum. Tortul va fi foarte gustos când vom adăuga smeură. Lady? Ești acolo? Lady? Ești acolo? Lady? Lady? Ești un copac? Lady, tu ești? Oh, nu! Spune-mi că nu ești Lady. Bună! Urât din partea lor. Poate Lady este în parc. Nu, Lucy, Lady este aici. Dar nu știu care parte din asta este Lady. Nu, vă rugăm! Nu ne transformați în vată de zahăr. Nu suntem gustoase. Despre ce vorbesc? Știm totul. Ați răpit-o pe Lady și ați transformat-o în vată de zahăr, ca să o puteți mânca. Chiar credeți că o să vă mâncăm? Păi, v-am auzit spunând că cele din Veli sunt mai gustoase și că vă lipsește cea care miroase cel mai bine. Vorbeam despre smeură. Nu există smeură mai bună ca cea din Veli. Noi credeam că mâncați bebeluși. Dar încă nu știm unde este Lady. Calmați-vă, avem noi soluția. Lady! Lady! Connie, ai văzut-o pe Lady? Lady! Lady! Lady, unde ești? Pot vedea doar niște pete roz pe casa ei. Da! De la vata de zahăr. Pun pariu pe suzeta mea că este în parc. Adoră să mănânce vata de zahăr când se dă în roata parcului. Uite-o! Acolo este! Știam eu! Am găsit-o, Lulu! Să mergem după ea! Wow! Cerul este minunat! Este frustrant că Lulu nu este aici. Mereu se pierde. Cum se întâmplă asta? Lumea prietenii și aventurilor magice.
Wendy repară tot. Wendy, uite! O clipă, sunt ocupată cu Luna. Wendy, mă ajut să scap de aici? Ați văzut craterele de pe Luna? Arată ca niște ochi, nu-i așa? Lady! Dă-mi voi! Sunt expertă la legături. Dacă pun asta aici și apoi aici... Auch! Wendy, ajută-ne! Ce faceți? În regulă, o să vă eliberez. Să începem! Este foarte tare! Te face să amețești! O să merg mai tare! Ups, este un nod pe frânghie! Wendy, ne poți ajuta? Poți dezlega nodul acesta? Ați văzut cum zâmbește Luna? Auci! Wendy și Luna, ei, este mereu nod. Nici nu ne-a acordat atenție. Nu este o prietenă bună. S-a gândit doar la ea și nu ne-a ajutat. Pot să o chem pe Missy? Nici nu știu de unde să încep. Vrei să te ajut să-l repari? Știi cum? Nu cred că este mai greu decât o diplomă în astrofizică, nu? Volanul se pune deasupra, dar aceea este roata, ai dreptate. Roata se pune în partea de jos. Câte roți are? 4, vreți să vă ajut? Da, te rog, îl repar eu. Are nevoie de câteva reparații. Aici și aici. O să-l repar. De asta suntem prietene așa de bune. Ta-dam! Cu plăcere, prieteni. Vă puteți baza pe mine oricând. Ha? Asta vine aici. Asta aici. Și asta? Hei, te pot ajuta? Este aproape gata. Ha? A ieșit perfect. O să ajut pe prietena mea, Lady. Am nevoie de ajutor să-mi repar mașina. Este oribil. Uite cum a lăsat gardul lui Katie. Lasă-mă pe mine să le adun. Este un dezastru. Încearcă să ne ajute. Dar în felul acesta o să ne blocăm la gard sau la roată. Cineva trebuie să oprească. Lasă-mă să te ajut. Nu e nevoie. Să rezolvăm acum. Ajutorul ca să repar lucrurile. Sunt un dezastru. Ei bine, sunt doar pricepută. Putem să le facem împreună când dorești. Și să știi că nu ești un dezastru. Ești un expert în stele și aș vrea să învăț cu tine. Da! Super! În acest fel putem privi Luna împreună. Faceți griji, Wendy o să-l repare. Nu! Wow.
multe arome. Este așa de cald. De ce nu veniți aici? Este foarte răcoritor. Nu, nu ne este cald niciodată. Norii noștri ne păstrează răcoare. Am o idee pentru voi ca să vă răcoriți. Grăbește-te! Creierul meu începe să se prăjească. Wow! Brioșa mea este o înghețată. Cărciorul meu! Nu! Nu este delicios? Da! Înghețatele tale sunt foarte ciudate. În muntele fantasy, mereu mâncăm lucruri înghețate. Le plac foarte mult. A mea este delicioasă. Lasă-mă să încerc. E super dulce. Desigur, are gustul brioșelor. Ei bine, aș prefera să aibă gustul lucrurilor. De ce nu combinăm brioșele mele cu înghețata ta? Am făcut o gustare. Dacă le combinăm cu aceste obiecte, o să obținem înghețatele care ne plac. Îmi plac ideile tale. Pălărie și capșuni. Pălărișiună. Ciocolată și biberon. Ciocoberon. Balon și vanilie. Balonilie. Aceste arome sunt foarte originale. Și te răcoresc imediat. O să o numesc fuziunea fantasy. Haideți! Noi o să pregătim înghețatele și tu le vei împărți. Te rog, adu-mi una la mine acasă. Și la mine una. Și la mine. Să vedem cum o să le livrez pe toate. Am o surpriză pentru tine, Connie. Ok, te poți uita acum. Da! Am făcut câteva modificări căruciorului tău. Acum poți livra înghețata. Da! Înghețată la viteză maximă! Da, da! Este foarte distractiv să faci înghețată! Înghețată gustoasă! Papuc Nili pentru mine! Să vedem ce gust are cu tobă! Ei bine, o să fac o înghețată cu... cu asta! Ce distractiv! Înghețată! 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 Ei bine, am terminat. Aceasta nu este aroma pe care ți-am cerut-o. Poți să faci mai multă? O porție triplă. Îmi e cald. Connie, când este înghețata gata? Atenție, fetelor! Avem... Ha? Dar ce s-a întâmplat aici? Păi, am rămas fără lucruri. Priviți, a mai rămas acest friz. Nu fugiți! Am nevoie de acel frisbee. Veniți înapoi. Bebelușii vor mai mult înghețată. Ești bine? Ce s-a întâmplat cu Connie? Am obosit-o cerându-i înghețată. Connie a fost bună cu noi. Trebuie să o ajutăm. Să-i facem o surpriză. Ne veți ajuta? Să folosim obiectele noastre preferate și fuziunea fantasy. Transformați-le în înghețată! Wow! Ce de culori! Este foarte mare! Connie, este pentru tine, pentru că ești o prietenă așa de bună! Este cea mai răcoritoare înghețată din lume! Magic Cheer! De înghețată cu autoservire. Cum de nu m-am gândit la asta? Tot cele cu gust de lucruri îmi plac mai mult. Olimpiada Fantasy!
bucura pentru Suzeta de diamant! Și acum iată pe Dreamy, campioana jocurilor anterioare! Dreamy! Împreună cu antrenoarea ei haioasă, Dina! Ce trebuie să fac? Saltul steluței. Încă nu pot să-l fac corect. Haide, va fi foarte distractiv. A fost distractiv. Haide, încearcă din nou. Bun pariu că o să faci mai bine. Nu, nu o să câștig Suzeta de diamant. Și tot se așteaptă să o fac. Ar trebui să te distrezi mai mult. Doar la asta te gândești, să te distrezi. Dacă nu te distrezi și nu te bucuri, nu o să câștigi niciodată. Doar încerc să te ajut. Dar nu mă ajuți. Și dacă este așa ușor, fă-o tu și câștigă. Urmează prima rundă. Saltul peste nori. Pe locuri, fiți gata. Ups, am uitat să menționez noul concurent. Vă rog aplauze pentru Dina. Bună, unde eram? Oh, da, start. Este foarte ușor. Vezi, publicul adoră să se distreze. Incredibil! Dreamy a dobărât recordul! Vezi, este foarte distractiv. Mă poate ajuta cineva? Runda a doua! Aruncatul obiectelor surpriză! Ouch! Gena, rândul tău! Super! Afară! Scorul este foarte strâns. Concurenții vor da totul pentru ultima rundă. Saltul ciupercă. Pe locul fiți gata, start! Ce s-a întâmplat? Să continuăm competiția. Este rândul bine. Haide, ridică-te. Este distractiv. Ai trișat. Eu? Dar tu? Trișat la Olimpiada Fantasy? Imposibil! Câtă nerușinare! Vom face o altă rundă, unde nimeni nu poate trișa. Cine poate lua trofeul din Marele Copac fără să-și folosească puterile, câștigă! Aproape l-am prins! Ai grijă! Tu să ai grijă! Chiar mi-a lipsit să ne distrăm. Și mie, competiția este obositoare. Am o idee! Atenție, toată lumea! Se pare că vrea să încerce saltul steluță! O poți face! De necrezut! Este cel mai haios sal pe care l-am văzut! Yay! Super! Fantasy Fantasy! Acesta este un final corect pentru Olimpiada!